Salut, fraților, eu sunt George și bine m-am regăsit la un nou vlog pe acest canal. Și asta este al doilea vlog filmat astăzi. Și astăzi am zis că, bă, fac un Q&A, cu toate că nu se mai prea face. Dar n-am avut idei, pur și simplu. Mi-am venit asta, am zis, bă, hai, fac cu asta. Și avem 10 întrebări la care răspundem astăzi. Prima e așa, te gândești să reapuci de Samp? Samp e San Andreas Multiplayer, GTA San Andreas, mai pe scurt. Bă, deja m-am reapucat, dar nu cum jucam înainte. Deci, na. Adică mai intru, mai joc din când în când, dar parcă m-am plictisit, nu știu de ce. Ok. A doua întrebare, ce ai făcut vara asta? Bă, nu prea am făcut multe, adică, în afară de faptul că am fost la taică în 2 săptămâni, la străbunica mea vreo 3 zile și că am fost la, na, sâmbăta, săptămâna trecută, după aia am fost la Albăta, după aia la Castel de Lut. Deci, nu prea multe. Așa, cum ți se pare RPG-2 acum față de atunci? Server de SAM, bizon, nu, mai pe scurt. Bă, nu mi se pare prea diferit. Adică, na, într-un fel mi se pare diferit faptul că s-a făcut fuziune între RPG 2 și RPG 4. În rest, nu prea diferit. Când te-ai enervat ultima dată și de ce? Păi, acum, că m-a trezit bunicul meu la 9 să spăl 3 pahare. Bine, nu erau chiar 3 pahare, dar na. Să spăl vasele mai pe scurt. Și na, eu vara nu prea mă trezesc la 9, mai mult mă trezesc la 11, 12, na. Dorm mult vara, aia e toată chestia. Îți place de cineva? Da, îmi place de cineva, sincer. Nu văd de ce aș ezita să răspund asta. Oricum nu se știe de cine îmi place. Decât câțiva din sat știu. Ai o relație? Nu. nu am. Pur și simplu. Na. Adică am avut, dar na. Trecem peste asta. Ai auzit de Amazon și ce părere ai despre aceasta? Acesta, pardon. Da, am auzit, dar nu pot să am o părere despre ceva ce nu am folosit. Adică eu n-am folosit Amazon niciodată, dar am auzit de el. Ce părere ai că l-ai cunoscut pe Q Valentin? Tot de pe Sam. Bă, mi se pare un tip calm, adică chiar de treabă. Na. Adică am povestit de multe ori și... Așa. Hai așa să stau țăr telefonul. Într-o parte că... Să-mi bag cearele, ce bine am pus. Așa. Dacă ai putea să schimbi numele țării noastre, ce nume ai pune și de ce? Bă. Deci întrebarea asta, mă jur, mi-a dat cel mai mult de gândit. Și mi se pare numele ăsta care l-am ales cel mai prost. Deci e efectiv cel mai prost. Țara parlamentarilor proști. Și de ce? Pentru că îi plin de parlamentari proști. Pur și simplu. Mam, pur și simplu. Că nu mai știu română. Dăncilă! Ok. De când te-ai apucat de YouTube? Bă, de un an. Deja e aproape un an jumate de când fac. Da, mi se pare că am scurt videoul, dar n-am ce să-i fac 3 minute, 4, pardon. Acum s-a făcut 4. Oricum, o să fie, cred că, un pic mai lung la editare. Că acum nu l-am editat nici pe altul, nu l-am postat. Vreau să termin întâi cu de filmat video, că după aia le editez pe rând și le postez. Și-mi tot vine să râgâi. În fine. Cam atât cu acest Q&A, s-a gătat cam repede, vreau mai multe întrebări, dar asta e, putem trăi cu asta, n-am nicio problemă. Deci, cam atât cu acest vlog și ne vedem în următorul video.